Păi nu sunt eu așa, roșcatele sunt așa. Tu ai timp pentru tine. Fiecare păr își are deja forma lui. Cât de influențată ești tu de oamenii din jur? Societatea noastră s-a dezvoltat, dar a avut de suferit copii. Tu ai avut parte de violență în familie? Spărcășiune, tu mai tare plângi, eu încă n-am dat în tine. Atunci când tăticul tău a împlinit un an de zile, când s-a stins în viață, voi ați aflat o noutate și mai dură? Cu mâncare de la nuntă s-a făcut o mormântare. Pe cât de puternică, pe atât de vulnerabilă. Ce nu ne doboară, ne face mai puternici. Dacă cineva se ia la ceart cu tine, mai bine nu. Cum ajungem la un compromis? Eu nu vreau să fiu educată. Eu nu vreau să fiu îmblânzită. Banii lui sunt banii noștri. Banii mei sunt banii mei. Ție nu ți este frică că tu ai să pierzi un client? Păi, dar clientul ăsta și de capricioasă ta, cum ai suportat-o? Părul trebuie de spălat minim 2 ori cu șampon. Cred că trebuie să decizi aici. Din poeziile care le am, e prea multă durere în trânsele. Nu, hâc, nu faci tu nia de-al jenii și ai înțeles. Pentru că toate femeile și bărbații inclusiv ne dorim să fim frumoși, să arătăm bine, ne-am propus de data aceasta să o aducem în cadrul podcastului pe Elena Morari, frizeră, coloristă, să vorbim despre secretele frumuseții și nu doar, pentru că Elena are și un parcurs de la care avem ce învăța, despre care avem ce vorbi și cu siguranță poate fi un exemplu pentru mulți dintre noi. E nevoie de curaj, de atitudine și un temperament așa ca al Elenei. Salut, Elena! Bună ziua! Foarte încântată de propunerea voastră să fiu astăzi invitată aici și sper că să vă aduc câteva detalii și dorință să fie mai mare, să ne vizitați mai mult, că noi suntem cei care creăm frumosul. Cu siguranță. Și tu ești o femeie foarte optimistă, care emană energie și părul tău roșcat. Spune despre îndrăzneala ta. Hai să ne oprim un pic aici la actualitate și la felul cum arăți tu. Când ai început să ai curajul și te-ai decis să fii roșcată? Cred că trebuie să decizi aici. Nu e chiar ușor peste noapte să te faci roșcată, nu? Nu a fost. Dacă ți las o paranteză, deschid o paranteză a galeriei de culori care a fost la mine, e ceva fenomenal. Chiar mă uitam prin pozele mai vechi și m-am văzut în toate culorile. Numai că niciuna nu m-a captivat. Era ceva frumos pentru cineva, eram colorată pentru cineva, acum e culoarea mea de suflet. Dacă aș putea să o descriu așa, că există o culoare de suflet, eu cred că culoarea asta mă reprezintă în totalitate. Am mai încercat să dau o nuanță, noi suntem femei, noi permanent vrem ceva să schimbăm și am realizat că nu... E foarte fain. Toți înțeleg că roșcatele sunt cele îndrăznețe și nu o să pui tare în poară. Și uneori tupeul meu l-ascund după culoare. Păi nu sunt eu așa, roșcatele sunt așa. Aha, știi să dai replica înapoi. Da, am învățat-o în timp. Există vorba ciubotar fără ciubote. În cazul tău, tu ești cu ciubotele, te reprezintă. Înțelegi replica despre care eu zic, de regulă mulți fac machiajuri, dar nu au timp să se gătească pe ei sau sunt croitorițe, dar nu au timp să-și coasă lor haine. Tu ai grijă de tine, tu ai timp pentru tine, tu nu te lași pe tine pe ultimul loc, ceea ce ține de aspectul tău fizic. Sau nu întotdeauna? Aș vrea, aici cred că aici e detaliu care mai important ar fi că nu întotdeauna. Noi suntem femei și tot timpul ne dorim ceva mai mult. Eu am învățat, eu știind și învățând, chiar primisem de la o clientă că orele petrecute alături de tine m-au făcut să știu amiraja părul așa cum îl aranjezi tu. Asta a fost un compliment extrem de mare. Și dacă mă întorc la întrebarea ta, ar fi că mi-aș dori mai mult timp să-mi acord mie. Cu mult mai mult. Dar eu am învățat... Am aranja în stilul ăsta păr un decurs de 15 minute. Îl spăl, cu spălarea îmi ia 30.
Așa că dacă eu în pană și lipsă de timp, în 30 de minute părul meu arată perfect ca de salon. Da. Crezi că asta ar putea toate femeile? Da. M-ai intrigat. La mine tot ar fi așa ceva posibil? Da. Da, desigur, și la toate fetele. Importanța este să-ți cunoști părul tău. Pentru că este fir gros, fir subțire, fir aspru și noi câteodată mergem împotriva firului de păr. Cum? Sună poate nu atât de explicit cum aș vrea eu să fie pentru voi, dar fiecare păr își are deja forma lui. Eu sunt pufoasă, de multe ori cred că în stories mă văd, clientele mele, ele știu că eu postez și ce e în spatele la creții ăștia frumoși. Este desenul cel animat Hrabraia Serță. Ți-mi minte unii eu, ea are așa un cap, buf! Uh-huh. Exact sunt eu asta. După spălare l-am uscat cu fenul la viteză, cu capul în jos și eu de data așa, buf! Ca o leoaică. Exact. Și eu asta și postez. Și eu asta și arăt fetelor. Pentru că nu, creții ăștia nu să... Nu vin siguri. Eu ei pur și simplu, fac. Ei se fac. Și am învățat să adaptez frumusețea mea la ceea ce mi-a dat natura. Eu pur și simplu am luat și ei nu sunt atât de disciplinați cum mi-aș dori eu. Dar eu nu îl îndrept. Ca să îl îndrept, părul meu pufos are nevoie de timp și cum ies afară, fetele o să înțeleagă cele care au un păr extrem de drept, nu au problemă cu asta, dar cele care sunt crețoase și odată ce ies la umeditate, ele 2-3 ceasuri îndreaptă părul, după care o ieștăleac și umeditatea face așa. De asta și mai mult îmi prind părul în codiță, fiindcă eu sunt printre cele pufoase. Da, asta și spuneam că trebuie să știi ce, cum ar fii părul tău perfect, dar de natură. Și el în timp, de la apă, de la produse, el își pierde forma lui. Noi numai un pic îl accentuăm și nu lucrăm împotriva lui. Cred că despre asta putem vorbi și după ce savurăm această licoare fermecată. Este un vin albru de la Maestro. Apropo, trebuie să zicem că sunt în top 10 la un concurs foarte prestigios din Franța. Îmi scap acum exact cum se numește, dar sunt mândră că avem așa un produs și putem să ne delectăm pentru atmosfera, pentru vibe-ul nostru și pentru discuția care sunt sigură că va curge. De acord. Descoperă eleganța spumantelor Maestro. Apogeul excelenței. Cuvée Blanc în top 10 cele mai bune spumante ale lumii. Maestro. Excelența are nume. Vorbeam despre secrete, dar vreau să intrăm mai mult în culise despre viața ta, fiindcă ai și un parcurs foarte interesant în tot ce e ce faci, dar pentru că ne-ai intrigat și printre cei care ne urmăresc sunt și femei și bărbați, dar orice bărbat își dorește femeie frumoasă și invers, noi trebuie să arătăm cel puțin nu atât de bine gătiți, cât disciplinați sau aranjați, corectul cuvânt, cuvântul potrivit cred că ar fi aici. Trebuie să arătăm aranjați atunci când ieșim din casă. Vezi, Zina, aici vine adevăratul secret al frumuseții. Noi nu trebuie să arătăm nimic. Noi trebuie să ne simțim bine. Da, dar eu înțeleg, sunt eu, femei care ciufulite se simt bine la bucătărie, dar când se ieși, ieși din casă... Am să-mi permit să te contrazic aici, pentru că ele nu se simt bine, ele se ascund frumos că mă simt bine, pentru că ea nu-și permite, din droaia de probleme care o are, lipsa de timp și asta, ea nu-și permite sau nu are timpul sau nu dă importanță cum o vede societatea sau... Eu cred că fiecare femeie își dorește să prindă acel vibe de la cineva care o privește și o admiră. Și aici mă contrazic cu oricine lume. Dar nu mă interesează cum mă vede lumea, eu să mă simt bine. Ba pe toți îmi interesează. Ce nu umbli atunci cu două frunze în față și la ce mai cumperi hainele din nou? La ce schimbi geanta, șosetele și tot? Asta pe noi ne interesează. Ele ar argumenta acum că eu mă simt frumoasă așa, eu mă simt cu geanta aceasta mai elegantă. Noi ne simțim... Dar ceea ce zici, da, hai să continuăm discuția că este exact despre noi. Și atunci trebuie să înțelegem că când încercăm să corespundem societății și
cuvântul lui este trebuie, care îl întâlnesc tot mai des la noi femeie trebuie. La noi femeie trebuie să fie mamă frumoasă, mamă grijulie, soție frumoasă, gospodină în casă, ce mai era acolo, ușuratică în pat și tot așa, ca să cu... Și mai des mă întâlnesc cu nu că femeia și-ar dori, dar că femeia trebuie. Și în baza asta de idei se ascunde cel trebuie. Și dacă ne întoarcem la păr, femeia nu trebuie la nimeni nimic. Ea trebuie să se simtă bine, ea trebuie să se admire. E unicul lucru, dar admirația asta o vede în ochii noștri. Că nu tot timpul corespunde... Nu știu dacă ai mers vreodată la shopping să iei o hăinuță care poate cuiva nu-i place, dar tu adori, tu ai îmbrăcat un trânsă și ești așa de confortabil, ești așa de... ai vibe cel... Păi asta e haina ta. Exact și cu a fură și exact și asta. Și când tu ușor, ușor prinzi firul... Te aș... duci singură la cumpărături. Nu. Nu. Eu par atât de îndrăzneanță, dar eu tot depind de părerea cuiva și a societății și asta. Deja conștientizez un pic mai mult lucrurile astea, dar nu înseamnă că nu scă la toți. Cât de influențată ești tu de oamenii din jur? Fiindcă ai deschis această paranteză, cred că e potrivit. Da. Foarte mult. Foarte mult pe plan emoțional ar fi dacă... În ultimul timp încerc să aleg în jurul meu doar oameni care mă accept așa cum sunt eu, da, și nu încearcă să mă schimbe, pentru că eu depind uneori de părerea lor și chiar dacă îmi brac ca orice femeie masca asta și spun că, dar mie asta îmi place. În sufletul meu emoțiile se depozitează și pun, crește cel grăuncior de, dar poate nu am dreptate. Și atunci zic, de ce să nu iau oamenii lângă mine calitativi, oamenii cu viziuni care sunt ca ale mele? Se spune că oamenii sunt ca niște stații la care te oprești atunci când ai nevoie? Da. Niște vagoane care trec? Nu, eu aș câte stații și câte vagoane au trecut pe lângă tine? Dar mai exact, oamenii apar atunci când tu ai nevoie de ei sau ei au nevoie de tine? Asta vreau eu să spun. Eu nu o văd ca pe o stație și ca oprire. Eu văd ca... tot mai des mă ciocnesc cu când mie îmi trebuie și eu conștientizez că vreau o schimbare sau vreau altceva în viața mea, apare acea oportunitate. Dar când eu mi-o doresc. Nu când eu visez la ea și ar fi bine că, dar când eu am zis că eu vreau asta. Și chiar lucrează. Eu am observat că îmi doresc o schimbare în... Și apare omul care vorbe cumva dintr-o discuție în alta, ajungem că, de asta e omul care ar putea să mă ducă lumea aslaltă sau să-mi arăte cum e pe drumul ăsta, dacă înțelegi la ce mă refer. Exact. Universul lucrează pentru noi. Exact. Despre asta este vorba. Dacă înainte îmi părea asta ceva ca o frază luată din pod. Ambele odată. Da. Ca o frază luată din pod, acum eu aș putea să contrazic pe mulți. Pentru că eu pe pielea mea am simțit-o. Am simțit că doreșteți cu adevărat ceva, dar nu numai spune că ar fi bine. Caută schimbarea și ea te găsești singură. Sau doreșteți schimbarea, mai bine zis, și ea te găsești singură. Tu mai nou ai făcut un curs de mentorat. Vrei să fie femeia care să ia decizii de una singură, femeia care să-și deschidă propriul salon de frumusețe, bănuiesc că spre asta mergi. Care sunt așteptările tale și ce vrei tu de la femei, de la bărbați? Să-ți deschidă ușa venind la tine ca clienți sau să înceapă să aibă o altă abordare față de sine? Nu știu dacă aș alege eu dezvoltare, calea de dezvoltare pe care merg, aș descrie-o așa cum tu. Eu tot timpul am fost acea curioasă care mi-am dorit mai mult. Aceasta este o etapă a mea în dezvoltare, dar eu, viziunea mea este, să zic așa, bilaterală. Eu nu mă dezvolt numai într-o singură direcție. Ce mai faci tu? Hai că m-am intrigat, mai spune ce mai dar faci. Dar ce n-am făcut eu, draga mea, că eu sunt fata care am făcut, începând cu diferite cursuri, liceu, colegiu, curs, universitate, acum fac universitate în psihologie,
Dezvolt, am făcut catedra militară, draga mea, ca genist. Da. Da. Și e foarte diferit ceea ce fac. Și chiar o pusesem odată întrebarea, oare nu m-am regăsit ca orice om, că toți sunt la fel de curioși în tema de îs eu la locul potrivit? Am avut și eu întrebările astea și foarte mult timp m-am gândit la faptul că dar asta e profesia mea, asta e ceea ce îmi doresc eu, până am zis, păi eu sunt un om care pot să schimb oricând ce vreau în viața mea. Și a apărut ideea asta în viața mea și mi-am dat răspuns la multe întrebări. Și de acolo am înțeles că vine dorința mea de a cunoaște mai mult. Pe când ceea ce fac acum este nu mai mult pentru a deschide un salon sau că eu am zis că o să-mi deschid salonul când fetele de la curs pe care am să le învăț și am să găsesc anume oamenii potriviți care cu atâta dedicație să fie față de profesia noastră. Eu cred că mai mult asta am făcut-o, mi-am întrebat asta ca să văd cât de bine mi se primește eu să fiu în rolul ăsta de... Lider? Lider nu. Nu știu dacă lider. Lider mi-l atribuiește, tot mai des întâlnesc cuvântul ăsta în adresa mea, dar niciodată nu m-am văzut în rolul ăsta de lider. Dar dacă stau să mă gândesc în spate, da, mie îmi place să fiu, nu să nu fiu în spate, și cumva, da. Dar eu nu de lider de a învăța pe cineva. Când fetele mele spun că uite ce de fain, tu m-ai învățat cum să ne îngrijesc păr, eu văd diferența, eu văd rezultat, dar tu înveți pe cineva, dar tu, dar nu, poți să mai asta, dar eu pot, pentru asta ți-ai să-ți plătesc. Și eu zic, băi, dacă eu aș vrea foarte mult să schimb în cum să zic, mentalitatea colegilor noștri, a femeii o să se schimbe singurică. Noi suntem într-un progres extrem de mare. Zina, dacă iai 10 și apoi încă 10 ani în urmă, nu sute, dacă femeia cu 15 ani în urmă se vedea la bucătărie și eram eu cea care a venit în oraș și eu eram de părerea că femeia trebuie să gătească mâncare în casă. Și dacă cum, rușine? Da! Acum eu sunt de părerea că păi, da, este cineva care gătește gustos. De ce eu timpul meu să nu-l investesc acolo unde eu sunt utilă și eu fac o plăcere? Și mâncarea și tot o să aibă așa. Asta nu exclude că în zilele de weekend sau când eu am plăcere să fac. Dar la noi femeia trebuie, femeia trebuie, femeia trebuie, femeia trebuie, femeia trebuie. Și om, femeia se pierde. Dar asta, trebuie asta, ne dezvoltă cu pași extrem de rapizi. Pur și simplu, nu știu dacă ești de părerea asta, dar eu văd... evoluția femeii moldovenice, hai să spunem așa. Zii cum este, hai că îmi place cum gândești. Foarte, foarte rapidă. Noi suntem, eu sunt copil, pot să zic că sunt generația care a plecat peste hotare. Mamele noastre au plecat peste hotare, ele au văzut că se poate și altfel. Se poate să nu stai cu sapă în mână și cu copchii în brață. Se poate să fie și frumoasă. Și că nu-i rușine să-ți faci părul sau să ajungi să-ți faci manicură. Eu sunt din Călăraș, satul Hurăniște. Și pentru mine, femeia, nu, în sat, femeia nu se gătește. Femeia stai părul să nu încurci. Da, nu în toate satele. Eu nu spun că la noi nu e așa. Dar copilăria mea se găteau doamnele... Păi nu știu, de la primărie, profesoarele și nici ele nu-și permiteau. Eu nu cred că nici acum în sat nu se duce profesoara odată lună să-și frezeze capetele pentru că ea vrea să se simtă bine. E dacă să aibă un eveniment sau dacă iese căruntul și cumva psihologic o deranjează. Eu nu cred încă în asta. Pe când doamnele, dar a fost o evoluție rapidă datorită faptul că mamele noastre au plecat peste hotare și au venit de acolo înapoi. Dar se poate. Se poate să trăiești mai frumos. Se poate femeia să fie iubită. Dar ca să femeia să fie iubită, ea trebuie să iubească pe dânsa. Aici e paradoxul cel mare.
Că nu te iubește nimeni dacă tu nu te iubești. Vreau acum să înțeleg dacă mentalitatea și gândul care te-a adus aici este despre faptul că mama ta a fost plecată în Italia, a lucrat o perioadă lungă, a plecat pe când tu erai în clasa 8-a sau a 9-a, dacă mă amintesc exact, în cea mai frumoasă și mai inocentă perioada a ta. Da. Cum ai simțit tu migrarea mamei tale peste hotare, plecarea mamei tale? Să spun numai din numele meu o să fie destul de o să fie puțin spus. Eu chiar îmi permit să spun din numele tuturor copiilor care au trecut prin emoțiile mele. Și mulți o să-mi dai dreptate după asta. Societatea noastră s-a dezvoltat, dar a avut de suferit copiii. Copiii au fost lipsiți de copilăria lor, dulce, de mama de lângă dânsa, de frate, de soră, de... De ce zic asta? Odată cu plecarea mamei, eu am luat rolul eu de mamă în casă. Nu mai eram un copil. Eu trebuia să fiu mamă pentru fratele mai mic. Eu trebuia să gătesc în casă pentru că în casă rămâne o femeie. Era bunica care m-a ajutat. Bunica pentru mine a fost o doamnă, doamnă mamă. Și este. Eu totuși sunt de părere că copiii au avut de suferit foarte mult. Și foarte puțini familii au avut nevoie de migrarea asta. Da, au fost schimbări mari în bugetul țării, în dezvoltarea femeilor, în dezvoltarea familiei rurale, să zicem așa, că ele au adus aici ceva mai frumos. Dar totodată au avut de suferit generația mea. Mie mi-a plăcut fraza pe care tu mi-ai dat-o atunci. Trebuie să spun că noi am discutat până la acest podcast. Tu ai zis atunci așa o frază, mie mi-a rămas în minte. Mamele s-au dus să scape de grijă de aici. Da. Da, pentru că eu și acum îți părere că ele au plecat cumva de, nu atât de, poate și de grijă, dar și de soție era, noi deja eram anii 2000, da? Dar soția la noi și acum, nu pot să zic atunci, soția era femeie de la cratiță. Ele de mult mai se simțeau bine. Și bărbații noștri devin un pic mai irresponsabili în viziunea mea. Nu pot să fie doi oameni tari. Cineva trebuie să conducă. Și acela era bărbatul în casă, da? Bărbatul era cel care zice la lemne în pădure, femeia la cratiță. De aici, în mass media și în societate, se începe că femeia mai poate și să lucreze, și trebuie să lucreze. Femeia trebuie și să arăte bine, și trebuie. Dar de unde? Că femeia și așa are foarte multe obligații pe capul ei. În sensul frumos a cuvântului. Obligațiile astea, să fie mamă frumoasă, să-și duce copiii frumos, dar mamele noastre, noi acum suntem generația care, o, Doamne, chiar mulțumesc internetului că a venit în viața noastră cu așa bum. Și când spune cineva copiii noștri cu telefoanele în mână și nu știu, ei au acces la atâta informații. Noi trebuie să fim doar atenți ce ei privesc. Dar eu să privesc un podcast sau să văd cum gândește cineva din altă țară, în copilărie mea nu am avut niciodată așa oportunitate, da? În mahalaua mea, eu cunoșteam jumătate de sat, da? Și mahalaua. Acum, în viziunea mea, eu zic, e fain tu la un click. Nu ești omul care trebuie să stai în praful din bibliotecă ca să cunoști informații. Tu poți obții așa dacă vrei. Sau prostiile de pe TikTok, de pe nu știu ce... Sunt prostii atunci când tu te uiți la ele ca la prostii. Că acolo contentul se alege ce viziune, ce vezi. Pe când mamele noastre n-au avut mentor, n-au avut oportunitate de asta să-i spui că dar pe tu îi să lași sechele în creierul copilului dacă ridici mână sau vorbești mai tare sau atunci ele cum puteau, așa fășeau. Tu ai avut parte de violență în familie? Știi ce înseamnă să se strige la tine, să se ridice mâna la tine? Nu, eu nu am fost bătută, dar violența în familie e diferită. Să zic că nu am avut parte de violență în familie, asta ar fi nu corect.
mama l-a aruncat cu mătura în mine și țipa de cât putea. Da. Dar eu am văzut familii în care copiii se băteau. La noi copiii nu se băteau. Parenteza e aici, în violență. Copiii nu se băteau la noi. Tu ai un frate? Da. Voi doi sunteți? El mai mânca, că el era băiat. Mânca bătaie? Nu pot să zic ca și bătaie, pentru că eu am văzut ce înseamnă bătaie. Dacă nu ai văzut ce înseamnă bătaie, iată, deschizi o paranteză interesantă. Bătaie la copii când nu se pot așeza pe scaun, pentru mine era asta. E așa cum ai... mi se ridic părul. Ai văzut cu ochii tăi sau în copilărie erau așa situații, da, pe la vecini, când copilul era bătut, sau să zicem așa, că, dar noi nu am fost. Tăticul meu era omul și ala, mama de timp ne spunea. Eu am zis, spun tatu. Asta era la dânsă o groză mare. Da, mama m-a apucat de gâță, că eu îmi blam cu gâță. Părul tău așa frumos era nu așa, mama arunca, ei era foarte așa, păi spune, spărcășiune, tu mai tare plângi, eu încă n-am dat în tine și ții de amor, ceva de genul. Pe când, dacă ar fi să-mi amintesc frumos, violența este diferită. Din punct de vedere la copii nu a fost violență. Tata ne-a educat că eu până nici acum văd ecoul lui și eu înțeleg, băi, da, omul ăsta simplu, băgat atâta creiera, în creiera și că eu niciodată nu ne-am dat seama că de unde vine educația mea. Tot ce aici suntem noi ne reprezintă părinții. Părinții pentru că acolo ne formăm în copilărie. Da, noi decidem care parte să o luăm. Că vrei așa. Dar tata era omul care ne lăsa seara să mâncăm. Și apoi vine lângă noi și s-a așezat pe pat și începe ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ai înțeles? Nu faci tu nia dalgenii și ai înțeles. Și atunci trebuia să-i spui tot înapoi lecțiile de viață care el ți le dă și la urmă, cum numai asta ai înțeles? Și iară, tu când ești obosit și după joacă, că nu scum cum sunt copii acum cu telefonul. Noi eram blam, ne jucam de urzică, de numai nu știu de ce nu ne jucam, fugeam cu căprile. Și am umărât câteodată cu mama și zic, mamă, tu țineai două căpri. Pentru și că ele două căpri dădeau un pahar de lapte la musoare. Nu știu din neapă ce suntem asta. Și ea zice, păi, cu ce-ți vă ocup vara? În sensul ăsta. Dar a fost... Înseamnă că trebuie să cumpărăm căpri la copii? Sau care este ideea? Nu! Adică noi aveam o ocupație, eu știam că mama se duce la lucru cu tata, dar noi trebuie să ducem căprile la păscut. Da? Uite câtă logică era în mintea părinților noștri. Da, și eu... Și ei nu aveau atâtea cărți și lecturi și da, informații. Dar noi eram... Pentru că eu acum mare, zicem, mamă, dar erau căpri care dădeau o grămadă lapte. Vinem seara noastră, e ca așa o căpriță și rădoiesc. Dar era, după am înțeles, căprile noastre erau de iez. Ei făcea 3-4 iez. Erau capre de lapte, da. Asta e femeie de la sat, și eu știu. Matematică superioară da, aici. Da, da. Dar tu faci mentoratul. Ai văzut? Dar ideea era că noi avem ocupație. Cu toate că eu nu avem grijă de dânsă. Și acolo era... Le căutam seara când trebuie să mă duc acasă. Copilăria ta a fost una fantastică, colorată, năzbătioasă. Pentru că și tu de felul tău ești foarte îndrăzneață și nu stai locului. Da. Cert că în copilărie nu cred să fi fost mai timidă? Multe lucruri le uit din copilărie și acum mă duc cu gândul că sunt copii care țin minte foarte, foarte, foarte multe. Eu mai puțin detalii le țin minte. Dar a fost destul de colorat copilăria mea din toate punctele de vedere. Colorată cum ești tu. O coloristă. Da. Întorcând la color, da, la colorare, colorarea din păr care o fac eu acum este și datorită copilării mele. Eu adaptam orice situație după mine. Ca așa cum adaptez părul vostru după voi. Poate sună așa straniu, dar... Cred că dar... tot... Semința care spune în copilărie dă roadă pe parcurs. Am vorbit un pic despre tăticul tău și vreau să nu sărim peste acest subiect.
el s-a stins din viața anul trecut? Foarte de curând a fost acest moment, această durere pentru tine? Da. În august a fost un an, acum este un an și câteva luni. A fost pentru toți de foarte curând, a fost un insult și nu ne-am așteptat. Dar asta este viața. Atunci când tăticul tău a împlinit un an de zile, când s-a stins din viață, voi ați aflat o noutate și mai dură? Da. Știi cum ne conducem după ideea că ce nu ne doboară ne face mai puternici, dar uneori stai și te gândești, dar cât cărăniți în capul schienare? Da, la un an după decesul tata, mămica, după o intervenție care nu presupunea nimic, a aflat că are cancer. Și uite așa, dar ea este. Ea este și voi luptați pentru viața ei. Vezi că nu mai sunt așa de tot timpul de îndrăzneață. Așa o trecere mai emoțională. O schimbare. Așa suntem noi, acum râdem, acum plângem și e frumos. Suntem oameni. Mama ta uneori rămâne la tine, din câte am înțeles? Da, ea așa cum este la mine. Noi am adus-o. Pentru ea este destul de greu. Cel puțin eu văd asta. Este destul de greu să stai acolo. Acolo noi suntem în casa bunicilor noștri. Acolo este casa ei de copilărie. Acolo sunt toate emoțiile ei. Și din familia cea mare, când zic mare, foarte mare, mama avea 3 surori, tata 7 frați. Cu surori, cu frați, da. Și ziua de duminică era la noi adunare. Toți se adunau la bunica. Și uitându-mă mai recent prin poză, eu mi-aduc aminte, zic, păi de ce copilărie am avut noi? Societatea acum nu mai pune amprentă. Noi ieșim la o pizza în oraș, nu mai este așa și noi aveam în copilăria noastră strachină de răsărită. De colțunaș. O, da, dar colțunaș și bunica așa de bună îi făcea. Doamne! Dar noi nu făcem o strachină zină. La noi bunica făcea un ligian. Că vine mătușa Dora de la Călăraș cu 2 copii, mătușa Vera, Dumnezeu să o ierte, cu 3 copii, duminica la noi. Și acolo nu, Costrache nu făcea nică. Ce ați locuit la casa bunicilor? Care a fost motivul? A rămas casa părinților? Da. Nu, când zic casa bunicilor, nu. O zic că nu a fost o posibilitate. Că la noi în familie, practic, a fost printre primii în sat televizorul, lumina. Bunicii mei au fost foarte stăriți, bunicul meu. Dar cu părere de rău, el a decedat când mama avea 7 ani. Și asta a lăsat o aprentă extrem de dură pentru dânsa. Dacă surorile ei erau mai mari, cu mâncare de la nuntă, de la fiica mai mare, s-a făcut înmormântarea tatălui. Da, viața e foarte colorată. Depinde din ce aspect. De asta și eu când zic de culori, culorile nu sunt toate roz. Dar asta își face frumoasă viața. Când tu înțelegi că palitra e mare și poți colora tot. Și de asta și zic că mama, când rămâne singură acasă, pentru ea acolo sunt toate amintirile frumoase, dar totodată și toate cele triste. Eu am avut încă un frate care a decedat. La câți ani? La câteva zile, îmi pare că după naștere. Acolo știți cum în sat nu mai era ambulanță și ajutorul cel care este aici. Dar pentru o femeie, eu nu știu cum a trecut mama mea pentru toată chestia asta.
Eu sunt sigură că mama ta o să urmărească acest podcast și emoțiile ei o să dubleze încă o dată ceea ce simți tu acum. E un om foarte deosebit. Ea știe că o iubești. Nu știu. Eu știu că eu pe cât sunt decolorată și de emoțională, eu nu știu dacă eu am învățat să spun la timp cuvântul te iubesc. Că poate nici nu l-am auzit foarte des în adresa mea. Așa erau timpurile, așa este generația părinților noștri. Da, 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 da. Apropo, da. Părinții noștri nu au fost învățați sau știi cum spunea? Eu atât de tare mă nervez pe chestia asta. Să iubești copiii când dorm noaptea. Și zicem, asta și za... Doamne, iartă-mă! Mazahism pentru mine. Să nu s-alinci. Serios? Da, la noi, casa nemăturată e ca femeie nebătută. Și tot, știi, stai și să analizezi de unde că este cuvinte din popor care nu le cunosc numai eu. Și când le spun acum, eu cred că 99% din moldoveni știe despre ce vorbesc eu. Dar spune întrebarea. Oh, secolul 21, bine ai venit. Eu apreciez trecerea ta de la femeia asta lupoaică. Leoaică, mai bine zis, puternică, așa cum ai intrat tu atunci când se începem filmările, plină de sine, tot la o parte vine Elena Morari și vulnerabilitatea care este în fiecare din noi și istorioara pe care o are fiecare om. Exact. Tragedia, drama prin care trece. Păi, uite, dezvoltarea noastră adevărată în viziunea mea se produce atunci când tu nu privești la viața ta și la problemele tale ca o tragedie, dar le privești ca un context și o lecție de viață. Și spui, da, asta sunt eu. Nu trebuie să... Eu foarte... Foarte mult timp am suferit și mi-a fost rușine să zic de bătaia în familia noastră. Despre problemele cu alcool. Nici acum nu o spun și nu aș vrea să o detalizez, dar asta este toată Moldova, țină. Numai că cineva trage perdica frumos și ascunde tot. Dar cineva are îndrăzneala și vorbește despre asta. Și într-un final, noi alegem să suferim și să întrebăm. Eu de multe ori îmi puneam întrebarea și spuneam că de ce eu? Dar eu nu puneam corect. Și eu acum îmi pun. Nu de ce eu, dar și eu. Dar eu aleg altfel. Să văd frumosul. Să văd frumosul, să dezvolt, să înțeleg și să fac altfel. Tu, de fapt, ți-ai dorit să devii chirurg, dar din cauza finanțelor. Doamne, dar și memoria ai tu. Eu mă gândeam cu poate unele detaliile din discuția noastră le mai scai, dar tu... Anume, aceste povești, aceste istorioare, pe mine tot mă marchează, să știi. Și eu m-am dus cu ele acasă, dar știu, mi-a rămas în minte că ți-ai dorit să devii chirurg, dar din cauza finanțelor, sau mai bine zis, nu neapărat din cauza finanțelor, dar pierzi acolo timp. Da, a fost o replică. Pentru că mama ta era atunci în Italia. Da. Eu îmi asociam pentru mine ca în sat, și acum se vorbește Clăchișnău, numai cei care au bani fac ceva. Și acum aud foarte des, dar eu deja scot asta din context, că eu înțeleg că nu e adevărat. Mi se asocia că numai cu susținerea cuiva pot să fac ceva. Când eu am scos bariera asta de la mine și am zis, păi dacă ce mai niorlă că nu te ajută nimeni? Ieși, fă! Și la cuvântul ieși, fă, că e responsabilitatea ta, acolo a intervenit adevărata mea dezvoltare. Pentru că nu mai aștept ajutor de la nimeni. Eu își fac. Și chiar mai nou eu am văzut idei de mele trăsnite care eu nu le analizez. Să vezi reacția mamei când eu m-am dus la catedra militară. O sună jumătate de familie și faci că asta nu e pentru femei. Mama, că dacă se începe război, de zic, mamă, unde război? Tu ești în Europa. Unde lângă noi război? Pentru că era, da,
Acum e altfel, actualitatea informației, și înțelegi că viața e un ciclu și se repetă mult. Mă gândesc că mama mea îmi povestea și ar fi dorit să fie soră medicală, dar bunielul a zis că e soră medicală, o să te iei la război. Mai bine stai acasă, da. Nu învăța nimic. Da, și eu nici acum nu regret asta. Deși, când s-a început conflictul din țara vecină, mulți, eu tot mi-am pus întrebarea, soțul, care în caz de trebuie să plece, și eu, care deja am depus jurământul față de patrie. Erai gata. Să deschid paranteza asta, o să fie mult, că eu am răspuns la multe întrebări. Nu știu dacă eram gata. Eu sunt gata atât timp de orice acțiune. Dar eu iubesc să-mi asum. Și înfrângerea și... Victoria. Și victoria, da. Pe cât de puternică, pe atât de vulnerabilă. Poate, poate. Dar chirurgia atunci eu eram la alt nivel. Acum deja nu mai pot să dau ani înapoi, că ea, eu nu văd medicina numai ca... În schimb, eu sunt fetița care fac injecții la tăță. Pentru că în sat și acolo și asta trebuie, știam. Sau chiar vecinii mei... Tu te pricepi. Da, eu sunt femeie moldovancă, și care, cu care pot să zic că mă pricep la tăi. Și zeama bună faci. Oh, eu întâi prind găina, o tai, draga mea, o penesc, o dreg, în timpul ăsta pot să frământ un cuptor de pâine, să-l coc și tot eu să fac foc în cuptor. Deja nu o să mai fac asta, că nu mai am timp pentru așa emoții frumoase, dar copilăria mea a fost, m-am maturizat. Când ți-am zis că colorată și cu unele amprente, păi m-am maturizat, dar m-am maturizat frumos, îmi prinde bine. Că eu spun, de ce s-a apreciat de moldovenșile? Păi moldovanca e și frumoasă, și gătește. Eu lăsa sapa, făcut un duș și ducă cu o floare roșie la ureche și dansează până dimineață. Care a fost replica cea mai dură când ai venit la Chișinău și ți-au dat unii din colegii tăi? Pentru că noi când venim, și eu am venit la Chișinău, și cert că nu eram atât de bine gătită ca toate colegile mele. Aveam așa niște variante de la sat care sunt specifice și extrem de frumoase. Eu niciodată nu m-am simțit că eu sunt de la țară. Eu nu mă duc la țară, nu mă duc acasă, eu mă duc în sat. Eu tot timpul spun că mă duc acasă. Eu nici acum, noi avem casa mea cu soțul, apartamentul nostru, și eu când zic mă duc acasă, mie mi se asociază cu mă duc în sat. Și una din replici a fost când... da, eu... Măi, și nu-mi pare că eu sunt răzneața mudă, eu toată viața am fost așa. Dacă stau să mă uit în spate. Pentru că era o fetiță, eu am făcut Mundo Studart la Ciocana și pe Ciocana sunt fetele tare. Și era o fetiță de acolo și într-un conflict de-a nostru ne-a aruncat o replică de asta, fă țăranco. Și eu zic, asta a fost compliment sau ascărblenie? Și se uită la mine și nu înțelege. Și eu în public, către toată clasa, că asta tot era un public, o întreb. Cu și tu ești mai blatnaia ca mine. Eu mă duc și fac o zamă, îmi pledesc niște gălușe și am făcut o masă frumoasă de sărbătoare și o pun eu pot să o coc singură. Am făcut un duș și am ieșit în societate. Și arăt mai bine ca tine dacă îmi pun lângă ștocurile. Și inteligența mea nu o cumperi la Chișinău sau nu o crești la Chișinău. Crești acolo unde ești. Oamenii de la țară sunt oamenii cei mai munciți. Și câtă inteligență este și acum, nu înseamnă că numai în capital este. Proști sunt peste tot și deștepți sunt peste tot. Țăranca cea de la Călăraș, despre care spui tu acum, are grijă de toate femeile și le face să fie și mai frumoase. Da, eu mă mândresc că am avut o copilărie în sat. Eu nici nu pot zic la țară. Pentru mine la țară sună așa de... Glamour? Nu. Nu știu dacă ar fi glamour. Asta înseamnă că eu m-aș îndepărta de locul meu. Dar el e și acum locul de suflet. E mai simplu pentru tine la auzi eu... sat. Mă duc la sat. Nu că e mai simplu. E mai aproape de suflet. Eu mă mândresc că sunt în sat. Și niciodată nu am tins să
să fiu de la oraș sau să ascund proveniența mea. Da. E dacă îmi trebuie să mă materiesc, eu așa mă fac bine. Și dacă îmi trebuie să vorbesc frumos și elegant, o pot face. Dar amprenta mea și-o pus acolo. Sat, cel frumos, de pe deal, călăraș. Horodește cea frumos. Da, cu o droaie de ies care îi pierdem și că să îi căutam seara, înainte de a veni acasă. Fetele de la sat au un farmec al lor și o enigmă sau fișca lor, de cum mai numim noi uneori. Tu uneori poți fi de conflict și uneori poți fi femeia împăcătoare. Cel puțin așa te simt eu. Dacă cineva se ia la ceart cu tine... Mai bine nu. Mai bine nu. Da. Eu cred că soțul a înțeles asta. Dar cum înțeleg bărbații că nu trebuie să ia la ceart cu tine? În general să se ia la ceart cu femeile. Nu știu cum toți... Revin, dar trebuie să spun o replică din... Dintr-o ceartă cu soțul? Nu. Din trafic. Eu dimineața când mă grăbesc, eu pot să fiu foarte amabil în trafic, dar eu pot să fiu și un pic mai agresivă. Și cineva văd că stă în telefon și eu aprind, semnalizez că vreau să trec în stânga și desigur că omul, dacă tu ai semnalizat... N-o să-ți dai voie. După care eu trec, știi? Și el ies pe contrasens și dă un bărbat de ăsta... Aș zice eu o vorbă, deși e moldovnească, dar mă abțin. Totuși este un interviu public. Și dă geam în jos. Afța crașnă. Și eu mă uit la dânsul și zic, a, может, naturalnă? Și el a rămas... Că el sunt, dar el și bărbat, el și-a vrut să mă insulte. Eu și-s femeie, eu și trebuie să tac. Dar el și dă să treacă, dar dacă peste tot e îmbuteiaș, mulți au auzit asta. Măi, dar s-a râs lumea de dâns. Și asta s-a întâmplat în câteva secunde. Pentru că ți-ai păstrat calmul și ai dat replica. Fără că să te agiți, te enervezi și tu ca el. Da. Asta întotdeauna are cel mai bun tratament. Da, asta am învățat-o și eu. Tu știi, dar, să dai momentele potrivite la timp potrivit? Nu, scumpă. Scăp și eu, mi-a să de multe ori de sub control de situația și eu sunt fata cei de foc. Știi, eu acum încerc să o liniștesc și să o aduc de la păscutul caprilor, să o aduc în oraș. Pentru, da, în Chișinău, dragă mea, dar eu sunt fata cei de foc. Și asta vine numai prin... în trafic, dar în toată viața mea. Și acum o liniștesc. O îmblânzești? Să o îmblânzesc, nu. O adaptez la CV comod. Că eu am înțeles că poți obții mai multe când dai omului să-și exprime. Eu vreau să mă exprim. Acum îi las pe alții. Eu am un soț, el e foarte răbdător. Eu sunt foc și el e apă. Cum este să trăiască apa lângă foc? Te poate stinge când e nevoie? Da, dar te poate stinge de tot. Și aici e farmecul degetelor de ușă. Că, focul teme de apă sau apa de foc? Nu am să deschid aici multe paranteze că se teme cineva de cineva. E inevitabil, dragă mea. Inevitabil. Cineva să aibă de pierdut. Dar nu mai este important ca să fie în fiecare război o victorie. Să se mai duc tratative, să fac acorduri, să fac... Și asta vreau să învăț acum în familia mea. Dar simți că ți-a lipsit asta undeva? E un subiect tare important pentru multe familii când e nevoie de acele acorduri despre care zici. Cum ajungem la un compromis? Fiindcă noi suntem într-o relație, tu ești cu soțul tău de la 18 ani, pe când erai în copilă. Da, te mirc și de asta țin minte. Tot ok. Eu totul țin minte. Voi ați crescut împreună. Da, practic v-ați educat unul pe celălalt. Și la un moment tu ești un alt temperament. Și cred că în foarte multe cupluri persoanele sunt diferite una de cealaltă. Cum ajungem să ne îmblânzim, să ne educăm și să ne înțelegem? De fapt, cum ajungem la un compromis? Deja am sesizat câteva greșeli în
să ne îmblânzim și să ne educăm. Multe certuri la noi în familie apar din când pe mine cineva vrea să mă educe. Eu nu vreau să fiu educată. Eu nu vreau să fiu îmblânzită. Eu vreau să fiu admirată așa cum sunt eu. Da, eu mi-asum că eu nu sunt dreaptă în toate situațiile. Dar nu în toate situațiile. Eu pot să fiu nedreaptă. Ideea este că bărbații noștri, moldoveni, în majoritatea cazurilor, nu poți să îi pui pe toți într-o hurtă. Bărbații noștri, majoritatea bărbaților noștri, încă văd femeia care trebuie. Eu am învățat că eu nu trebuie să nimic cu nimic. Eu trebuie să îmi satisfac mai necesitățile mele și fericirea mea o să răsfângă peste tot. Eu trebuie din plăcere să fac asta, nu că cineva cere la mine. Și eu pot să fac asta mult mai frumos din plăcere decât când trebuie. E pur și simplu viziunea mea, dar ea are loc a fi și eu acum, la etapa asta de viață, eu asta susțin. Nu înseamnă că peste câțiva ani nu o să zic, oi, Doamne, că dacă mă uit acum în urmă cum eram eu odată și cum sunt acum, e foarte diferit. Și când fetele spun că aș vrea să fiu la cei 20, fetelor, eu tot timpul m-am mândrit, să vedeți, la universitate fetele de 20-21 ne prezentam în grup și cineva nu vreau să spun și zice 22 și așa până în 27 într-un cer cu fete care la 22 de ani le rușine să spună vârsta lor, le spun 27 și tot așa, da 30-35 am împlinit câteva zile în urmă. La mulți ani. Mulțumesc, draga mea. Și eu, când privesc în urmă, eu văd dezvoltarea mea. Eu văd frumosul. Fiecare părticic, fiecare grăuncior care a fost la temelia acestei dezvoltări. Numai că odată cu dezvoltarea mea, sunt și alte cerințe față de viață și de atitudine la cei din jur. Și totodată trebuie să schimbi și soțul meu față de mine. N-am uitat despre ce vorbim. Frumos și grijuliu. Dar există bărbați care s-au focusat. Ei sunt corecți. Ei sunt bărbați. Și foarte bine tu ai punctat că nu încercăm să ne educăm unul pe celălalt. Încercăm pur și simplu să ne ascultăm și să ne respectăm așa cum suntem. Exact. Exact, dar nu toți acceptă. Da, căsnicie în viziunea unor bărbați în Moldova este că ne-am cumpărat un șcaf și e meu. Da, tu când îți cumperi un șcaf, e tău. Și tu, dacă șcaful și-a la rechișoare își vrea să iasă din casă, tu zici, bă, dă-i de-o în factură pe tine. E o aluzie, să zic așa, neoptimistă, dar mulți bărbați văd persoana de alături, soția, ca pe o proprietate. Dar asta nu e așa. Și când soțul și soția învață cât de frumos poate de lucrat la capitolul ăsta, devine ceva mai frumos, mai mărit. Trebuie să existe și o chimie între soț și soție. Dacă există acea chimie, cred că dar fără chimie, ajung la un compromis. Fără chimie nu se... Fără chimie nu-i bun experiment. Eu fără chimie cu soțul ne spânzuram de mult unul pe altul. El dacă nu mă iubea cum o face el, eu cred că relația noastră de mult mai era, pentru că 18 ani aveam și acum am 35. 17 ani de când noi ne cunoaștem. Și vă răbdați unul pe celălalt. Și ne iubim frumos unul pe celălalt. Cu diferite culori. Frumos, noi revenim. Tematica noastră este culoarea, diferite culori, de fapt, da, pentru da. Că tu ești coloristă și e frumos să abordăm și să atingem și să dăm așa în fiecare replică câte o scânteie. Pentru că îmi place cum gândești și suntem la capitolul bărbați, femei, hai să dăm și din partea financiară, care este foarte importantă într-o familie. Ești de părerea că bărbatul să aibă banii lui și femeia banii ei sau totul comun? Strict cum este în familia mea și viziunea mea, eu nu accept o familie cu buget separat. Și explic de ce. Aici mușsare leoaica și din mine și yeah. Creați-mi așa.
Femeia este mai vulnerabilă la capitolul ăsta. Pentru că femeia este acea care 9 luni duce copilul. Ea vine perioada când ea nu lucrează și ea stă acasă. Și pentru mine, dă-mi niște bani să mă duc la să fac cumpărături, nu. Sunt banii noștri. Numai că soțul, dacă îți privează podcastul, trebuie să zic și zic în familie, nu, și nu mă cred. Banii lui sunt banii noștri. Banii mei sunt banii mei. Nu-i tot timpul așa. Eu contribui la bugetul familiei, dar îmi place fraza asta. Banii lui sunt banii noștri, banii mei sunt. Și eu cred că în familia moldovenească, pentru că dacă vorbim despre Europa, acolo sunt alte valori. Valori. Dar valorile noastre, ca să ne deschidă pe noi ca oameni și să ne facă să putem ajunge la cei 17 ani care am cu soțul împreună, e bugetul comun. E multe nuanțe de dedesubt. Pentru că nu poți să spui tu că dă-ne 100 de lei. Mă, cum să sâmbă femeie și e când ea stă acasă și ea cere 100 de lei să duc să fac cumpărături. Și trebuie să duc cec înapoi sau cum. E că aici vine întrebarea. Banii sunt banii noștri. Elena, uite, noi avem o rubrică Sincer Foto și vreau să trecem prin cele 6 fotografii. O fotografie pe când erați voi copii? Câți ani aveai aici? Ați venit prima dată la Chișinău? Da. Serios? Da. Soțul meu era din... El lucra la Chișinău, eu eram fetița din sat și ne-am cunoscut la discoteca din sat. Da. El m-a cucerit prin... atitudinea lui. Doamne, da, atitudine. Că el m-a prezentat ca prieten... Nu, ca soția lui. Da, eu cred că la vreo 2 zile după asta el mă prezintă prietenilor ca pe viitoarea mea soție. Știi? Și eu zic, auzi, domnule, nu m-a întrebat dacă eu vreau să știu prieten. El zice, da, tu ești și soția mea. Și el asta... tot îndrăzneț cu tupeu, exact ca tine. Da, numai că știi cum, depinde de îndrăzneală. Este omul care tașe și face și este omul care vorbește mult și oricum face, da? Asta tu ești. Da, el e foarte calculat la mine. O altă fotografie, ești cu mămica ta aici, da, și fratele tău. Da, copilăria noastră. O, ce de frumos! Ce ți amintești de acasă? Pe lângă plăcinte, capre. Îmi dau seama că nu ai avut, poate, financiar destul tot ce ți-ai dorit. Noi am fost așa o familie mijlocie, să spunem. Da? Financiar, ce să zic, dar la noi acum. Dacă aș zice financiar, acum n-ar fi corect, pentru că în sat copiii nu aveau nevoie de bani. Ce-mi trebuia, părinții mei îmi vedeau, adică hainele la școală, mănuiem înainte din 1 septembrie. Financiar, nu știu, n-am dus lipsă la ceva. Tatăl tău a știut că mama pleacă pe psihotare? Da. A fost o înțelegere comună? Pentru că în acele timpuri... Da, plecau membrii și nu plecau se mai știa. Cei care vreau schimbări și dacă nu face bărbatul, face femeia. Hai să zicem așa cum era. Bărbați... Mama ta a fost mai cu decizie? Da, iasă. Pentru mine plecarea mamei nu a fost ieșire din situație. Femeile care s-au dus și au făcut bani și au construit încă 2 etaje deasupra casei și... O dată copiilor bani să vină la capitală să lucreze, nu a schimbat planeta. Și aici fotografia, tu da, și băiatul asta, tău. Da, asta este lucru care eu, emoțiile care trebuie să le aibă o mamă față de copil. Aia este mie mi-a lipsit în copilărie și eu tare sper că să-l pot da copilul meu înapoi. Pentru că noi întotdeauna încercăm să dacă le dăm financiar, copiilor. Da, dacă financiar eu nu am suferit niciodată în copilărie mea, emoțional foarte mult am suferit. Și tot ce fac eu și dezvoltare și tot ce vreau mai mult în viața asta este pentru copilul meu. Să-i dau. Atât
o dezvoltare financiară, cât și o afecțiune de mamă. Te recunoști? Ui, de unde, Doamne, ai găsit-o? Da. Ei, ți-am zis că eu derzca ea nu s-a cu numai acum și tot universul meu. Îmi place trecerea ta de la zâmbet la lacrimi. Da, eu sunt, da, eu sunt da, foarte bine mă adaptez la orice situație. Ai dorit să facem un shooting aici cu mergele foarte serioase? Nu, aici era un fotograf care căuta niște fete pentru fotografie și o colegă de-a mea participa. Și eu atunci eram ca un frizier începător, îmi pare că eram, da, ceva pe... Venisem eu în Chișinău. Și zice, știu că n-ai să faci față, dar hai, știi. Da, și eu zic, ei, chiar cineva devalorizează adevărata mea valoare. Și domnișoara care era pentru ședința foto, ea practic a făcut vreo câteva poze. Restul cele trei ore am lucrat eu, începând de la multe, da, outfit-uri am schimbat acolo. Multe, cert da, că eu pe una am găsit-o. Eu le-am șters, eu nu îmi aduc aminte pe unde ai găsit-o, dar eu tare sper că le șterg toate. Dar să arăt această fotografie, dacă ai prins totuși peștele de aur. Familia mea, acolo este, suntem cu verășorul meu, are 4 copii. E o familie frumoasă, da, cu 4 copii. Și al tău este undeva pe aici? Da, așa meu și verișoara are 3, verișorul 4, numai eu am 1. Te oprești la 1? Nu. Eu vreau fetiță. Eu vreau 2 fetiță. Cred că 2. Știți, am primit odată o replică și eu tare mă gândeam, zic, oare e adevărat? Nu e adevărat. Când cineva mi-a zis că după primul copil tu gemeni n-ai să mai vrei să-i să vezi. A, nu-i drept. Dacă Dumnezeu îmi dă gemeni, cred că Dumnezeu te aude. Vreau să încheiem această rubrică cu foarfecă și tu. Și da, poți să ne zici dacă fotografia asta are o poveste? Era la prima ta experiență? Nu. Erai pe la început? Nu. Cert că ești aici un pic altfel. Da, eu atât de elegant am fost și când eram micuț. Și eu repede prefac cenușăreasa în prințesă și prințesa în cenușăreasa și nu numai emoțional, cum mă vezi acum că trec de la un moment la altul. Nu, ești fantastică. Dar și vizual. Vreau doar să ne oprim la faptul că tu foarte mulți ani ai lucrat în salon la Ana Ciorici, am zis corect? Da. Ana Ciorici, da? Nu atât de mult, dar am lucrat. Da, tu ai lucrat o perioadă aici. Cum a fost plecarea ta? Fiindcă tu ți-ai luat deja spațiul tău personal, tu ai clienții tăi personali, bugetul tu ți-l gestionezi. Cum a fost munca acolo și dacă plecarea a fost una dintre cele mai frumoase? Frumos, să zicem, ne-am dezvoltat frumos una lângă alta. Adică noi și acum Ana mi-a scris cu mare drag te aștept înapoi, eu i-am spus vă doresc mult succes în continuare, adică nu pot să zic că a fost ceva în care aș putea să mă opresc și să... A fost o dezvoltare frumoasă acolo, da, pot să spun că acolo în salon eu practic am făcut cunoștință cu alt tipaj de oameni și societate. Acolo ai învățat să faci bucle frumoase? Oh, nu! Acolo eu m-am dus și făceam bucle frumoase. Tu deja le făceai. Da. Acolo eu am văzut că se apreciază atitudinea asta mea, știi? Pot să zic, acolo se încurajează. Acolo eu m-am dezvoltat mai rapid decât am făcut în altă parte, adică că eu lucram în alt fel de salon. Ai început acolo să ai mai multă încredere în tine și în ceea ce faci? Nu, încredere eu și tăpeu am avut tot timpul. Pur și simplu acolo am văzut că nu are limite cine te apreciază. Când îmi părea că în altă societate e pentru oamenii de acolo. Adică, ca să înțelegi, poate că eu cred că mulți o să regăsească în ceea ce zic eu acum. Mulți oameni se gândește, păi, dar cum să vorbești cu un influencer sau cu un om sau când cineva, oi, Elena, vreau să te salut, dar nu am îndrăznit să o fac, am fost acum când am fost la arena și mi-a scris o fetiță și
vreau să-ți scriu măcar în privat că am vrut să fac o poză și am vrut să te salut la eveniment. Ai fost fenomenală pe scenă, dar n-am îndrăznit să o fac. Și eu eram una dintre cele care îmi părea că nu se aprecia, nu, noi nu suntem vizibili pentru oamenii de mai sus. Dar nu e așa, am văzut că oamenii sunt au nevoie oameni. De oameni. Și tu era Victoria care tot timpul zice că eu dacă venisem de la un salon de la Botanica acolo cu oameni mai simpli, să zicem așa. Că vorbim, înțelegeți și salonii, vorbim și prețuri și oameni și tot așa. Și Victoria și îmi spunea, Elena, dar tu și nu a venit oamenii să vorbească cu tine, că eu nu vorbesc numai cu tine, Zina, așa. Tu m-ai cunoscut și în altă... Ai văzut, eu în orice colectiv mă văd văzută și mă auzită. Și el zice, dar oamenii nu-i plictisit, nu-i abordabil toți așa. Și zic, păi și atunci am replica ei, am înțeles, când i-am dat eu replica înapoi, am înțeles că asta-s eu. Pentru că eu zic, e ok, dar fiecare client își alege meșterul. Și fiecare meșter își alege clientul. Eu nu am fete pe care nu le plac. Acolo în salon îmi spune, băi, dar clienta asta și de capricioasă ta, cum ai suportat-o? Și eu spune, de care vorbiți? Eu nu sunt oameni capricioși. Sunt oameni care nu au fost înțeleși. Și lor nu s-au dat ceea ce s-au cerut. Mie mi-a plăcut abordarea ta când ziceai că înainte de a te apuca de lucru, de a face o vopsire de păr sau o freză, tu ai o altă jumătate de oră ca să cunoști omul și să înțelegi ce îl reprezintă și care este totuși nuanța pe care o preferă mai mult. Da. Eu dedic foarte mult vreme. Câteodată îmi trebuie până la jumătate de oră să întind o discuție ca să văd subtilitățile și ce își dorește femeia cu adevărat. Pentru că cineva... Da, eu sunt meșterul care poate să zic că ție nu-ți trebuie iertaci. Că iertaci costă o grămadă de bani, dar eu pot să-i fac fetei o tonare și o freză ca ea să simtă bine și să nu cheltuie atâția bani. Pentru că eu o să simt mai bine și mai satisfăcut o să fie de serviciu meu. În modul ăsta decât dacă o să chete o grămadă bani. De atâta eu și am impactul ăsta asupra clientelor mele, că ele aproape toate mi-s prieteni. Vin ca la... Da, și eu mă simt bine. Eu lucrez de dimineață până seara. Dar nu mă simt atât de tare pentru că fiecare are istoria lor și noi am vorbim și despre păr și despre scalp și despre fir și despre șamponare și eu încă și acum găsesc fete pare, care nu știe de ce să-și spele părul două ori cu șampon. Că el spală în fiecare zi și deși să-l trezesc două ori, că eu mâine iar îl spăl. Păi nu, că tu nu-l curăzghini. Părul trebuie de spălat minimul două ori cu șampon. Asta eu am să mă opresc în... Dar chiar te rog, uite, chiar ziceam, dacă poți să ne dai... Hai să zicem, trei sfaturi în funcție de ce ne colorăm părul și cum alegem coloristul perfect. Foarte multe femei își vopsesc părul acasă singure? Și dacă recomanzi acest lucru? Depinde de bugetul pe care îl ai. Nu te spânzura să rugi din gura copilului ca tu să te simți o zi frumoasă. Găsește-ți un meșter care o să-ți dedice jumătate de oră și o să te înveță cum să-l faci asta acasă. În cazul în care tu nu-ți permiți. Dar în cazul în care tu îți permiți, vină la salon și simte-te femeie. Eu îmi place să ne lind și fetele și băieții. La mine și bărbații se simt bine. Și se relaxează în acelea 20 de minute că când lucram, mi se lăsa mai mult timp pentru bărbați și spune, întinde, și să-i fac un ceas de vreme în cap sau caut de păduchi sau și să-i fac, Doamne, iartă-mă. Pentru că eu știu ce am de făcut. Eu știu ce am de făcut și în momentul ăsta eu mi-am făcut treaba, dar nu trebuie să uităm când este vorba despre frezerie, este clientul care a venit, nu are timp, a venit rapid, s-a deservit și a plecat și asta poate să întreși în salon, dar când este vorba de salon, asta eu cred că e o adresare de-a mea colegilor mai mult, fii bun și de nu numai lua financiar. Dar și da. Eu cred că este o obligațiune noastră emoțional și informativ să venim la client corect. Să
îl întreg cu ce folosește, ce, de câte ori spală cap cu șampon, pentru că sunt 80% care zic, Elena, dar tu de cine mă crezi? Eu nu știu de să-mi spăl de două ori cap cu șampon, dar eu găsesc și acum fetele care spun, dar eu ne-am spăl în fiecare zi, cum să-mi spăl două ori cu șampon? De atât că prima dată se ia grăsimea de pe păr și se deschide cuticula. Abia a doua oară șamponul curăță în interiorul părului. Pentru că dacă tu vii cu balzamul să închizi cuticula, acolo a rămas grăsime. Și de ajuns o picătură de grăsime și ea nu mai hidratează părul acela, dacă intră în detalii atât de adânci. Pur și simplu, de două ori. Unele cazuri sunt și de trei ori. Când trebuie, de spălat capul cu șampon. Nemai zicând că reclama șamponului, văd blogerii ăștia frumoși care astăzi reclamează un șampon și de clasă la mine și de ce șamponul nu poate să fie bun pentru toți și de ce brandurile au atâtea serii de șampoane. Pentru că este fir subțire, fir gros, fir ondulat, fir și în, când înveți, devii bun specialist, când înveți să abordezi părul și atitudinea clientului. Vine la mine fetele și zice, uite, eu vreau freza asta. Eu sunt omul acela care să întâi revin la momentul acela cu jumătatea cea de oră care eu o dedic să înțeleg clientul. Eu vreau freza asta și eu încep. Cât de des spălați, cât de pin conjurate ca să ajungă, pentru că eu simt vizual, dacă sunt la spatele clientului, îi văd fața în oglindă și eu simt când cineva îmi spune. Eu de-am nu mai întreb cât de des spălați. Eu în fiecare zi îl spăl, eu văd când mă amăjește pe mine. Și nu, fetelor, odată în săptămână îți poate spălat cap. Pentru că este structură de păr care îți permite o dată săptămână să speli capul. Și asta nu e rușinos și nu e, dar cum? Eu și în fiecare zi sau peste o zi. Nu contează când. Dar este păr care nu-i curăță ca lumea și el își spălat arată de atâta trebuie aportarea asta. Și când vine cineva și cere de la mine o freză care arată frumos pe fotografii la cineva, întreb, de câte ori aranjați? Cum purtați părul mai des? Strâns sau dat drumul? Cât timp acordați dimineața la oglindă? Pentru că asta face valoarea lucrului meu. Femeia și dacă îmblă cu părul strâns, ei, scărițele din față care când strângă părul a să-i chișe așa, așa, să o bisească toată ziua la serviciu, asta o să fie că nu că ea o cerut așa, dar că eu nu corect am înțeles-o pe dânsă. Și eu atunci mă opresc, o ascult frumos și încep să zic, eu tot timpul, eu niciodată nu am spus îți fac asta și atâta, sau ți-ai așa să stai ghine și gata. Da, că clientul câteodată poate să știe mai bine ca tine. Dar din cauza că tu nu îl asculți și nu știi ce el vrea. Dar când tu îl asculți, tu înțelegi și tu poți să-i spui, uite, după firul tău merge asta, asta, dar dacă tu îl ții mai des prins... Mai simt ca la o lecție, știi? E ca așa... Așa faci tu de fiecare da, dată. Așa cert fac că eu am înțeles din discuția noastră, după fiecare client care vine la tine, el se duce acasă și cu o lecție învățată. Cum să-și spele părul corect cum să-l aranjeze corect. Ceea ce este fantastic. Ție nu ți este frică că tu ai spers un client, dimpotrivă. Tu vrei din momentul în care el a venit la tine să știe și singur uneori, în caz de necesitate, când tu nu ești disponibilă, să poată să-și aranjeze părul corect. Și fetele mele, odată ce ajung la mine... Chiar dacă nu o să mai aibă oportunitatea, că multe sunt de peste hotare și ajung o dată în an. Nu de mult vorbisem cu cineva în stories și eu tot ce vorbesc cu clientele mai pun și în stories și mă cunosc. Și vorbim că Eugenia a venit acasă să vadă pe mama, pe tata și să mă vadă pe mine. Pentru că asta este raportul între noi. Și ea știe că eu învăț. Data asta chiar am învățat-o să-și facă bretonul, pentru că ea vine odată în 6-7 luni, dar bretonul ăsta a crescut. Ea cum să-l poartă? Decât să-l strâși, mai bine o învăț cum să-l facă. Da, sunt nuanțe care pot să le învăț. Și dacă el le face, așa aranjarea și asta, până și vopseaua, formula, eu peste hotare le fac fetelor formula. Și deja le învăț. Ce-ți vă în salon, catați brandul ăsta sau dacă nu găsiți niciun brand, spuneți cam cu ce brand și eu vă fac formula și voi tonați-vă așa ca să nu vă strâși culoarea. Pentru că nu e nimeni ușor să lucrez pe urmă cu dansele. Apropo, ce ai adus aici? Oh, da! Stă de mult și am zis să o deschidem la timp potrivit.
Cum vezi tu, eu mă accentuez foarte mult pe culoare. Am ales-o cu mare drag. Da. Și aici este un mesaj pentru tine și este un cadou anume pentru tine. Da. Și am scris așa. Dragă Zina, aici este schimbarea ta la mine. Cu mult drag pentru tine. Trebuie să văd. Poftim. Și... Fată, tu mai scrii de mână? Eu îmi las amprenta... Da, eu mai scriu de mână. Și un smiley mi-ai făcut aici. Da. Apropo, îmi place mult să scriu poezii și le-am scris în cea mai... Talentul ăsta s-a trezit în cel mai neplăcut moment în viața mea și le toate de durere. Și acum când îmi revin, am zis că da, eu pot să scriu și frumos. Tu scrii poezie. Da. Vezi acest cadou, de fapt acest dar pe care tu mi l-ai oferit, ne-a făcut să aflăm și despre sensibilitatea ta, despre poeta din tine. Da, mă gândeam undeva în agenda mea cu dorințe. Este și lansarea unei cărți cu poezii de suflet. Da. Nu știu când o să fie asta și când o să mai găsesc timp pentru asta. Este o dorință foarte mare, dar din poeziile care le am, e prea multă durere în trânsele ca să le lansez. Încă le mai țin pentru mine. Admir sensibilitatea ta. Dacă mai ai pe finală trei sfaturi ce ține de coloristica părului. Am înțeles de tonsoare, vreau trei sfaturi de coloristică, să înțeleg și eu cum funcționează și întrebarea de final. Trei sfaturi de coloristică. Unul ar fi să-ți alegi specialistul cu atenție. Chiar contează specialistul cu itai. Îți spun asta de ce? Pentru că eu în clasa nouă, când am fost la balul de absolvire, am fost să îmi fac coafură. Și cred că nu o să mai arăt poză și la nimeni, dar cum se punea, știi, așa, un moțoc aici, așa, de intrat, suflorișele, tăt cap frumos. Și specialistul meu, pe lângă faptul că ne înșipt toate șpilcile în piele, eu spunea, da, și, tu stai cu minte, nu știu ce acolo, știi? Pentru că a doua zi când le-am scos, era sângele uscat pe șpilcă. Dacă el dădeai 20 de lei și dacă tu le aduceai înapoi, ți dădeai banii și 20 de lei înapoi. Doamne, iartă-mă. Da, păi eu când îi spuneam că mă doare, eu și acum spun fetelor, nu trebuie să fie, frumusețea trebuie de jertfă sau cum este, crăsăta trebuie de jertfă, nu trebuie nici o jertfă nică. O leacă de incomoditate, da, dar nu jertfă, că pentru mine a fost atunci o jertfă când i-am băgat în cap șpilcele și alea și cireașa de pe tort la coafura și aia, eu atunci nu știam cum să fiu, eu niciodată n-am știut că eu nu a fost dorința mea să fiu colorist, frizier sau să aduc frumos în viața voastră, dar dacă o pot face frumos, de ce nu? Eu rămas, gâța mea era foarte des păr atunci și mare și eu rămas la mijloc, că eu am început prin părți și eu rămas la mijloc cât un deget ăsta mic și nu mai avea unde să-l pui și specialistul a decis că pentru cine e părul și ala, că oricum am mult, știi, o leacă în plus, o leacă în minus, l-o tăiet. Da, și a doua zi pe când am scos asta și șpilcile și ele stăte curjița de sânge că s-a uscat toată noaptea că eu am dansat la bal. În vârful capului aveam e ca așa o bucățică, că tot ținut răzână de păr gros. Fetele o să mă înțeleagă când crește părul ăsta mărunt, cât de tare el deranjează, dar acolo era e ca așa o bucățică de care stătea așa. Am înțeles, tu ești plină de peripeții. Alegem specialistul și celelalte două sfaturi care sunt? Și celelalte două sfaturi. Culoarea care probabil te reprezintă? Nu, culoarea... Nu atât cât culoarea care te reprezintă, că tu poți o cauți, orice culoare poate să te reprezinte, dacă tu privești cu drag. Și... încă un sfat. Foarte multe fete vin la schimbări radicale atunci când au probleme viață. O despărțire, că eu deja le simt când el vine și tăiem tăt părul, mai ales vârsta asta de 22, 18, 22, 23, când poate și mai acum și 16, când este o relație de asta dureroasă, pentru dânsul e dureroasă, că viața asta durerea altceva înseamnă. Când o
dragoste de asta neîmpărțită sau împărțită necorect și gata, fac o schimbare radicală. Nu aduce asta liniște. Dacă vă porniți la coafor să faceți o schimbare radicală din punctul ăsta de vedere și dați specialistul care nu vede asta, păi să știți că asta liniște în suflet nu se duc. Și cât de frumoasă n-ar fi freza, ia, tu nu s-o poți percepe. La mine fetele poartă cărăchi, eu chiar pun de multe ori în istoriile mele de pe Instagram, de multe ori pun freza scurtă, care se poartă până la 6-8 luni, 7 luni. Freza mai scurtă, fetițele mele o adaptează până la 6 luni, freza padmalcică, mi-o zic, adică ele știu cum să le aranjează, că eu le învăț. Nu? Și ele se poartă bine, pentru că eu le fac și le adaptez după fir. Dar nu pot să adaptez după emoții tragice să schimbi radical viziunea ta în oglindă și tu nu o să mai simți și ești durere. Eu zic că fetele care își doresc o schimbare, cel puțin din interior, tot da. Pot veni la tine. Da, desigur. Tu ai să dai niște direcții și niște sfaturi utile pentru fiecare individual. Elena, noi avem o întrebare tradițională în cadrul podcastului și vreau să nu crezi scapi de ea. A treilea moment nu l-am spus, mă scuz, că eu încerc să nu într-un atât de detalii. Da, eu sunt omul care... Al treilea ar fi că, într-adevăr, freza, părul, poate să-ți schimbe atitudinea de viață. Să te vezi așa cum tu vrei să te vezi, dacă ai făcut frumos și cu suflet. Nu poate să-ți astupi durerea în cazul în care tu faci asta pentru asta, dar ea poate să-ți schimbe atitudinea de viață, să te vezi cu alți ochi. Și te simți tu bine că ai făcut anume pentru tine și forma care ție îți trebuiește. Perfect. Exact ce aici trebuie pentru o femeie să știe atunci când vine la frizier. Când ești sinceră cu tine, ce îți spui cel mai des? Nu știu cât de des sunt sinceră cu mine. Dar ce mi-aș spune dacă m-aș gândi acum? Nu știu. Asta tot e o răspuns. Da? Aha, frumos. Nu știu. Pentru că noi, de fapt, niciodată nu știm răspunsul exact. Eu nu știu. El azi e unul, mâine e altul. Exact. Și e greu să fii sincer cu tine. Cel mai frumos, tu poți fi sincer cu toți oamenii, să deschizi sufletul, dar să ai curajul să fii sincer cu tine, eu cred că asta este un curaj și este ceva mult mai profund, care nu toți pot să o facă. Cu siguranță. Noi avem un cadou pentru tine de la partenerii noștri, Maestro, un set romantic să savurezi tu și soțul tău acum de sărbători. Exact ce aici trebuie pentru o fericire în plus. Vai, dar ce frumos, dar tu știi că eu un vin spumant de calitate, alb brut de la Maestro, eu sunt sigură că tu ai să savurezi. Mulțumesc mult, draga mea, lasă-l pe masă, dar tu știi că eu deja am 4 pahare, că eu mai am mai luat de la ei anul trecut. Perfect. Și, vezi cum? Știi tu să savurezi vinul de calitate, plus că Maestro întotdeauna are grijă de clienții și de oamenii care știu să-l savureze pe deplin. Eu îți mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ai decis totuși să vii și să discutăm în acest podcast despre tot ce înseamnă activitatea ta, trecutul tău și viitorul, care cu siguranță se preconizează a fi unul frumos. Te rog să iei acest set acolo, la tine. Și să ridicăm aceste pahare. Așa. Da, pune-l așa, să se vadă, să știe lumea cu ce te duci tu acasă. Da. Și hai să ridicăm aceste pahare pentru tine. Îți mulțumesc enorm. Mulțumesc mult de invitație. A fost foarte emoționant pentru mine, că spuneam că nu știu cum o să mă descurc și zic că acolo apare... Mi era interesant cine o să iasă la iveală, fetița din oraș sau fetița din sat. Au ieșit ambele. Frumos. Au jucat ambele frumos. Cu siguranță știi tu să faci lucrul cum trebuie. Mersi mult. Cu dragă.